Noi suntem responsabili, să folosim, sau mai bine spus, să administrăm acești bani și aceste binecuvântări materiale în scopurile proprietarului. Este un lucru cât se poate de logic și cât se poate de simplu de înțeles. Adică, noi avem o datorie morală să folosim bunurile materiale care Dumnezeu le-a pus în paza noastră, le-a pus sub administrarea noastră, pentru scopurile Lui, pentru gloria Lui, pentru intențiile Lui. De aceea ni le-a pus sub administrare. Dacă luăm bunurile Lui Dumnezeu, care le-a pus sub administrarea noastră, și facem cu ele ce vrem noi, asta se numește furt. Este echivalentul cu doamna de la bancă care ție încasarea și o pune în buzunar și merge la shopping. Și când te duci ca să-i ceri socoteală, zice, păi, am făcut ce am vrut cu banii. Că dacă ai venit și mi-ai dat. Păi, da, doamnă, ți-am dat doar pentru o perioadă să mi-i dai înapoi. Sau să investești pentru mine, sau ceva de genul, da? Ai zice că este un hoț. Noi când luăm ce Dumnezeu ne-a încredințat, ce este a Lui, da? Și ne-a poruncit ce să facem cu banii Lui și facem altceva cu binecuvântările Lui materiale, noi suntem niște hoți și niște tâlhari.